Salut, lumea, și bine v-am găsit la încă un videoclip din seria de Metin 2. Los Scorpius și în acest episod vreau ca să mai farmez câteva șosete pe farmer și da, mi-am luat itemele de pe caracterul principal, fiindcă eu nu am bani de altele, sunt foarte sărac. Sau adică am vreo 300 ca și aș putea să-mi iau, dar nu o să dau bani pe ele așa degeaba. Mi-am luat itemele, o să fie un pic de lag apar shop-urile aici. Sper să nu mă deranjeze chiar așa de tare cum mă deranjează pe mine, deci da, punem una de asta așa ca să mergem mai repede și ne mai uităm prin shop-uri. A, da, și vreau să spun că dacă o să primesc cumva din cardurile alea să fac 20, dacă am un set de carduri și fac, de exemplu, cu furauriu, nu o să-l deschid, adică eu la ce noroc magnificam și așa nu am să-l deschid, că nu cred că o să-mi pice nimic bun și decât să pierd 50 de caca, adică cam atât se vinde. Mai bine îl vând cu 45 sau cu lui vinde sau chiar cu 50, poate mai mult, nu știu, văd, dar nu cred că mai mult. Dar, na, ar fi o idee. Dar mi se pare că după event se toate itemele, adică și cufrele și seturile și mi se pare că tot. Așa am citit, dar nu știu sigur dacă toate, dar mă rog, na. Nu știu exact. Și nu o să vezi acolo că o să strige ăștia pe chat că am avut nu știu câte mii de cufere aurii și toate au dispărut și nu știu ce și dacă o să dispară, dacă nu, na. Nu o să dispară. Și băi, chiar am vorbit aseară cu unul, un Blazer parcă. Și pot să spun că am niște abonați ca lumea, adică n-am dat de acum, până acum n-am dat de ăștia insistenți care toți, mă rog, na, nu știu exact cum să vă explic vouă, vedeți și voi cam cum se comportă la alți youtuberi mai mari, adică eu nu pot să vă explic foarte bine. Ăștia insistenți care, na, insistă, altceva nu știu cum să vă spun, toți să vorbească cu voi așa, am dat, nu știu, Blazer aseară și încă unul, dar nu mai țin minte cum îl chema, sincer, s-a inventat cineva, nu a intrat nimeni. Mă rog, și pot zic că sunt chiar foarte treabă cei doi, adică vorbea la cu ei, adică mă rog, m-au salutat ei sau trei, eu nu mai știu ce, câți, cu câți am vorbit. Și vorbeam un pic cu ei, te întrebau ce faci, nu știu cum, te salutau, ziceau chestii așa de bine și da, cam atâta. Și da, vă mulțumesc, ce pot zic, că mă susțineți și sper să ne mulțim cât mai repede. Și cred că și voi sperați asta, adică nu știu dacă, dar mă rog. Uite, am găsit și un metin aici, ne vedem scutălăul, foarte bun. Și dă-i. Am chemat asta, nu l-am chemat. Ia mă. Hai mă, Bambi mă. Du-mă unde vrei, oriunde aș merge și tu bine că voi fi. Ok. Ok, sper să-mi pice șosetele cât de repede, adică o să țin cam un sfert de oră. Nu vreau, uite, deja una, ha, perfect. Nu vreau să lungesc foarte mult, că nu cred că se uită cineva la tot videoclipul 30 de minute. Adică, uneori și eu o pichisesc ca alții. Depinde acum cât de interesant te faci și cât de mult te uiți la el, dar, na. Și faza e că, dacă aș posta prea des, v-ați sătura de mine, știi? Dacă aș posta rar, tot v-ați sătura de mine. Și dacă, adică știu și eu cum e, că așteptam uneori să postez ăștia episoade și știu că nu mai postau o săptămână, așa apoi mă săturase, nici nu mai vreau să văd. Da, na, uite eu, două carduri. Bă, hai că merge bine. Dar tot mai bine mi se pare mie că dacă postez mai des, mai rar, nu știu exact, na, asta n-am nevoie de adăugă dracu. Asta n-are niciun bonus. Și a rămas cu cioburile dragon. Vedem dacă e ceva pe aici. Un bestial de la să fie. Sau poate nu. Nu vom ști niciodată. Ia uite mă, cum să nu fie aici, mă, dați seama. Ce vorbiți acolo? Sincer că mai aveam chef de un CS, dar v-am spus cam cum să treaba și în mare parte o să pot filma, adică pot filma și ziua, dar cred că o să filmez noaptea când o să fiu singur ca să nu deranjez pe cineva. Cu toate că nu prea sunt eu singur acasă, dar na, ce să și faci. Ca să, dacă filmez după amiaza, se blochează de 10 de mii de ori din cauza netului că e prea folosit, nu știu exact de ce care treaba, dar nu vă duceți la OPC. Adică nu știu exact, un prieten al meu are net tot de la OPC, eu tot de la OPC, ca să dezvăluim secretul, și el nu are nicio problemă cu internetul. Deci am mers la el, jucam și eu și RCSGO și nu se mișca deloc locuit, deci
Foarte puțin dacă se mai bloca așa o secundiță de așa, cum mai explicați mie, dar nu se bloca așa efectiv să stai, să ți arate corect o problemă cum se întâmplă mie, deci era na. Nu se ridice, dar mă rog. Poate rutele o să fie de virină, dar nu o cred eu. Nu știu exact, dar mă rog. Bă. S-a întâmplat. M-am spus, nu stă bine patul ăsta și mă enervează, dar acum n-am avut probleme, da? Acum nu mai stă bine, nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie schimbat patul ăsta, e clar. Adică mă o să merge bine, da, na. Hai mă, mor odată. Ia, uite mă ce mi-a dat. Ui, dar vreau să-l iau așa. Mă gândeam că nu mă las să-l iau, mă. Era nesâmțit. Bun, hai vedem dacă mai găsim ceva metine și să facem niște șosete. Măcar 10 șosete de-aș face în videoclipul ăsta. Măcar. Că după aia mai stau până să fac vreo 20 și... Na. Ce să fac? Și după aia cred că intru la CS. Acum mai bine că e după amiază, e ora 2 și nu prea e lume pe aici. Uite, conjong ăsta. Dă-mă o șosetă, mă, îmi dai șosetă. Hai, dacă te rogă frumos. Hai, vină cu aici. Poc! Mamă, cât am dat, cât am văzut. A, da, a dat vreun caș ceva, cred că. Ia uite, mă, lucrurile roșie, el, mă, ești nebun. N-am mai stat să dropez, cum am spus eu, că voi dropa de alea, uite, metin. Autorizații, n-am mai stat, fiindcă, na, pur și simplu era plictisitor. Mergeam, mă plimbam tot și m-am dus prin pădurea fantomă, m-am dus și Muntele Sohan, m-am plimbat peste tot absolut aproape. Și era ocupat. Ocupat, mă rog, nu erau mei tine. Erau mulți care căutau, deci vă dați seama, e cam greu să găsești. În deșert mi se pare cel mai bun, dar eu am depășit nivelul, adică doar la mei tine 50 ar mai putea sta și să merg acolo mai pe 250 care găsești. Și ăla cum îl găsești, mai bine nu. Și da, asta n-aș pet. Și aici mi-a putea găsi, dar mi se pare că am venit și pe aici cu farmul, sau nu mai știu, nu știu, am venit o altă dată cu farmul și nu știu dacă era... Uite cum șosete. Nu știu dacă am primit, nu știu dacă era ora de autorizație, știți, dar... Na, era tot ocupat, era fuleală pe aici, na. Fuleală, nu erau foarte mulți, dar erau ploate metri, pur și simplu. Chemarea fulgerului, wow! Incredibil. N-am nevoie de nimic aici. Nici asta. Nici asta. Și hai să continuăm, găsim și un brutal pe aici undeva. Că ar trebui. Din 25 stăm și la asta. Hai, stăm și la asta. Cu toate că nu prea pică nimica și nici nu-mi dă șosete la mob, dar... Na. Asta nu știu ce să fac cu el, să-l pun, să nu-l pun, nici nu prea mă ajută, sincer. Adică oricum asta o să-l fac cavaleresc într-un timp. Dacă tot joc pe el. Pentru tine 200 de vest sunt o avere. Da, ce că zicea unul aici că au bătut unul de 55 și au căzut 200 de vest. Da, vest, să nu, mă. Adică, n-am auzit din viața mea și eu nici nu consider că e posibil așa ceva, dar... Na, dacă spuneți voi că e posibil, voi crede, poate. Poate. Doar poate. Sălbatic devotat. Tu, dacă vinzi blue și red, ia auzi, mă. De acum devine aici ceartă. Pentru 1200 de vest, tot de mica toate, da, mă. Și pentru mine aș putea spune, dar zile când îți bucătaș. Dă mie. De la gata. Șosetă, bine, boss. Uite, ăștia au 10 semi, băiatul. A spus eu că au 10 semi. N-am primit niciodată un item care să aibă mai mult de 3 semi sau 2 semi, nu știu, pe ro. Mi se pare ciudat. Bun, nu, da, și mie. Dar n-a ce pot să fac în privința asta? Nimic. Nu pot să fac nimic. Hai mă, nu mai pică carduri din astea. Așa bat. Dar cum, numai 3? Am făcut că am primit o grămadă. Aveți? 4, așa, așa mai bine, gata. Au doar că 3. Mă rog. Cred că facem 10, adică au trecut cât 5 minute. Nu, chiar 5 minute, trec mai mult, dar nu contează asta. Calculex, ok. Ia, hai să dăm și pe chestia asta, poate primim ceva. Am deja una. Nu știu dacă știi care aia. Cred că asta. Nu asta. Hai mă, asta cu răscoala urșilor, dă-te de aici. Nu. 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 Omorât dragonul albastru, bine, bosuleț.
Dați seama, dragonul albastru chiar mă întreb și eu când voi bate dragonul pe ro. Niciodată. Cam asta ar fi răspunsul. Sau cel puțin așa cred eu. Oricum meciul nu duron că va se va ba vai puh, va mai fi în picioare, nu se va termina în următorii 2 ani. Și aș putea ajunge, dar ar trebui să joc o grămadă. Și eu nu prea joc o grămadă, mai ales că eu mâine am teză și la geografie. Și trebuie să mai învăț, ai de viața mea. Și miercuri l-am la română. Și am luat teza la mate, da. Mă interesează cât am luat, cât am luat? No, nu vă spun, băieți. Vă las așa în suspans. Nu vă spun, gata. Gata, bă, am deschis, nu mai obligați atâta. Nu vă spun și gata, mă, și atâta. Platoșul Dragon Plus Zero, wow! Hai, mă, ce cu... Toți se blochează așa. Nu e mai niciun brutal de ăla. Care are ciordiră. În care mi-ai tine să mai găsesc. Eu până acum nu stăteam aici, mergeam la mai mulți ca să dropez șosete, că picau mai bine, dar... Na, nu mă duc la mai mulți, că m-am săturat de mai mulți și pe principal tot la mai mulți și aici tot la mai mulți, m-am săturat. Înțeleg că omul e mai mulți, dar na. Cunoștem mai lejer, nu ne întâlnim toți așa odată, știți? Hai mă, nici umeti nimica? Adică cum vine asta? Ce facem noi aici? Credeți că ne tragem de șiretul sau cum? Ia, uite, bă, da, ce fenomen. Și mai are și mama ei de vulturi pe șufcii. Da, care de mine? Nu am văzut ceva care strălucește, care strălucea în mine. Bă, mă bate cineva, nu știu cine. Hai că vreau să merg mai repede. Ah, dar asta nu aveam pusă? Ce prost ăsta. Recunoașteți și voi. Nu aura, iure și vreau să-l pun. Vorbesc cu Riana, ia uite. Nu știu dacă e o fată de pe medie sau îi se refere la cântăreața aia care scrie ei cu totul altfel, dar... Na. N-am să mă bag în seamă. Ia uite, a... Voi vă bați joc de mine, nu? Bă, ce cu bulzeala asta aici? Adică la mai mulți e liber, unde primești șosete și carturi o grămadă. Și la meterii fuleală, n-ai loc și nici măcar nu e ora de autorizații. Doamne ferește. M-am primit toată mapa ca să găsesc un meter. Mă mir cum l-am găsit pe alea 3 acolo. Nu te holba, lupta, eu m-am holbat la tine sau tot la mine. Uite cum stă așa într-un loc și se uită, vezi? Na, nu e simțit. Hai mă, hai, un meter, ceva, nimic. Sunt consola de mic, nu ești conștient ce zic eu. Da, ce sigur sunt toate metinele, că nu le lasă nimeni. Și ori schimbăm CH-ul, ori așteptăm să se respawneze metinele. Da. Și cu cu... nu, nu au scris nimeni versul. Era de la Bugmafia, mi se pare că melodia. Da. Mă gândeam cu continuarea Tales, o zis cineva, dar nu-l ține pe nimeni să crește ceva. Ok, hai mă. Bă, dar... Aleluia, în sfârșit, unul liber, bă, unul liber, t-am cerut și eu și în sfârșit mi-a dat. Nici nu pun scut, n-am nevoie de scut. 21 apărare, cât? Împărțit la 7-3, bă. Ce să fac? A, de chiar, îți dă 7? Ce am făcut și eu acum, uite, la plus 3, o 7 de 21, vă dați seama. Am pus așa, așa la nimereală și chiar o da, bă, băieți. Nu mă așteptam la așa ceva. Și nici măcar nu-mi scad nimica. Și n-am scutul pe mine, deci vă dați seama că n-am scutul, deci e periculos, mă. Am multă pică carduri decât șosete. Ok, bun, hai, o să casă cât o fi asta. Asta n-am ce face cu ea. Ok, aruncăm asta. N-am ce face. N-am ce face și n-are nici asta pe 4 sabie. Asta aruncă-le pe jos. Da, avem un drop foarte bun, nici măcar cărți să mai primește în ultima vreme, serios.
Mai de mult primeai cărți o grămadă și acum nu mai primești o carte la meti, nu? Nu înțeleg cum vine asta, da. Mă rog. Da, acum au fi și eventul și poate drop mai mic, dar totuși, na. Și când nu era event, tot slab era drop-ul la cărți, cel puțin. Am mai deschis de astea cufere de Crăciun, bă, da, primește continuu să se urci. N-am ce face cu el, adică, de nu se cu 3 caca și nu prea se merită, mulțumesc, metin 2. Asta știu că se întâmpla când îmi spune hack-ul și tot așa, mergeai prea repede și te dea înapoi. Dar nu mă așteptam să merg prea repede. Adică am 141 de viteză de mișcare. Wow, sunt periculos, mă. Iar și cu Iorius avem 146, uuuu. Nu vă așteptați, asta facem dat în Grenoble, la câte ori, la 8.000 sau la 9.000, nu mai știu. După la 16.000, facem cavaleriesc. Pe farmer, pentru că suntem boși, ho-ho. Hai mă, niciun mate mic. La frătunez un cântec, bravo ție. N-aș ce te lauzi. Hai mă, serios acum, cum, măcar un mate să mai primesc și eu în videoclipul ăsta. Să fiu bucuros, să fiu ăsta împlinit. Dar nu mă, dacă nu vrea și nu vrea, nu putem face nimic în privința asta. Asta înseamnă că se spanează greu metinele și dropul e slab. Nu spun altceva, e foarte slab. Așa cum ești la arca și brutali. La astea, la specialiști mai primești, hai cum pe mesie, la nu, mai primești. Primești de un alt corn ceva, dar la ăștia, uite așa bine. Dar la arcașul brutal știu că aveam un prieten, un bătut cât 100 de arcași. Într-o zi era cu mine în combo și tot acolo și el stătea și bătea și a bătut așa o oră în continuu, nu știu cât a bătut, nimica nu i-a dat, deci absolut nimica, mi se pare că 100 a bătut ceva de genul. Și na, dar și când îți pic un FMS de la el, mi se pare că are pe mine o mai mare. Adică am avut alt prieten și m-a mai spus asta că au primit FMS PM 45 parcă, de la un orcaj de asta, nu de asta, brutal, așa din prostie, au avut. Îl bătea pe unul mic, eu nu mi-a să-l bat și era să treacă pe lângă FMS că nu o zic o picat. Și după aia s-a întors să-l ia. Vă dați seama, dacă nu l-a nimeni FMS ul ăla, ai de viața mea. Ce o piată dragon, shuriken. O, dar ce drop. Nu înțeleg unde am ce bureasă dragon, că mie mi-arată numai două, trei. Și am primit mai multe, bă, frate, eu nu pot să pricep. Să-mi bat picioarele de pricep, am primit și săgeți. Și nu mi-aduc aminte să fie aruncat săgeți. Doamne, ce se întâmplă? Stați, stați așa. O lecuță dau un relog. Poate mi arată, poate, nu știu, că știu cum mi se mai întâmplă așa odată. Deci eu nu pot să pricep, frate. Doamne, ferește. Ah, ok, hai. Nu. Când a spus că avea mai multe cărți astea, nu cred că m-am înșelat. Ok, am mai un metin și o să fiu foarte atent la ce iau și să văd dacă apare aici. Closetele mi l-au dat pe toate din câte văd. Adică nici nu prea m-am uitat, dar așa ar trebui, nu? Adică nu știu, sigur, poate eu de asta. Poate văd eu prost. Dar nu cred. Da, bine că ești tu aici. Te-ai găsit să vii. Da, cam asta ar fi episodul. Eu o să mai stau la că cred că să fac 10 șosete. Am zis 20, dar în felul cum găsești mai din astea, te apucă noaptea. Ah, stați așa. Am de gând să fac ceva. Dăm un logout. Vreau să mă conectez pe contul principal. Să vă arăt acolo ceva, da? Bun. Doar așa, puțin așa. Nu vă speriați că nu s-o nu vi s-a stricat monitorul, nu s-a întâmplat nimic, că doar am pus eu altă scenă. Ok. Hai mă, intră. Gata. Ia uite mai ce copaci periculoși. Da, eu aici eram la biolog, să duc globurile pe care nu le primește simțitul. Nu, no, normal. Mai am de dus 18. Și am o grămadă de misiuni care vreau să încep imediat, adică nu știu, aș filma și după ăsta, dar o să vină ai mei și o să fie gălăgie și o să fie, da, adică nu neapărat că o să fie gălăgie, dar o să vinde prin camera la mine, o să, și n-am chef, am făcut G1 la Iureș, ciclon, ia auzi mă, ciclon, bă, ești nebun,
Pe o laură, iurășul nu pot să citesc încă. Mai am nevoie de un iurăș ca să fac M6. Trec și de șosete, am făcut atunci 60. 20 de cazuri între astea. Da, ce mai aveți voi pe aici? Bani, a, da, și v-am deschis asta, da? Deci de asta am intrat. Să vedem ce dă, hai. Mi se pare că dă ceva un de la cu 100% experiență. Hai să vedem. Dobele, vă rog. Și. Wow, ce aia? Îmi arăt cu distruge un obiect când îmbolnăsirea eșuează, doar că trebuie să faci fizică tu, ai 6 succesuri, îmbolnăsirea va crește. Oh, șmecher. Asta n-a ce face cu ea, n-a ce face cu ea, am primit ceva pe aici. Ah, cadou asta. Asta. Da, tipici pe ele. Și doar atâta, nu primești nimic de experiență. Și-am trăit în minciună toată viața mea. Ce să le consumă, că n-am ce face cu ele. Asta la fel. Trebuie să le consum. Cine îmi folosește și picoarea grabe? E serios acum. De n-am auzit pe nimeni să folosească așa ceva. Și nu mai văd nimic ați să fi dat. Pergamentul dragonului, vin flori de piersic. Cover Master 3. A, deci vin A, ăsta, vin. Dar cam asta ar fi episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Eu am fost The Wod și pe data viitoare vă urez zi bună și eu o să facem revanșa și un imediat. Hai, ciao, les băieți!